asistență. Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova este o instituție cu statut militar în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, care a fost formată pe baza orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării prin decretul Președintelui Republicii Moldova numărul 311 din 7 noiembrie 1994, devenind Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova. Prin activitatea sa, orchestra contribuie considerabil la educația militaro-patriotică a tinerii generații, promovarea artei, culturii naționale, produselor de creație și inovațiilor artistice, fapt care are un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural național. Repertoriul acesteia cuprind peste 500 piese muzicale și, peste 100 imnuri de stat ale țărilor lumii. Pe parcursul a 25 de ani de la formare, în cadrul orchestrei au activat și activează soliști naționali cu renume. În palmaresul său sunt 2 artiști ai poporului, 10 maestre în artă, precum și 12 artiști emeriți. Doamnelor și domnilor, ceremonia solemnă consacrată aniversării a 25-a de la formarea Orchestrii Prezidențiale Republicii Moldova se declară deschisă. Au fost perioade diferite. Au fost perioade și mai bune și mai puțin bune, dar în pofida la toate provocările dumneavoastră ați fost devotați patriei, devotați Republicii Moldova, devotați meseriei pe care conștient ați luat decizia să o abordați. Eu vreau să vă asigur că conducerea de vârf a țării apreciază și conștientizează aportul fiecăruia din dumneavoastră. Eu personal voi face tot posibilul să vă ajut în soluționarea celor probleme cu care vă ciocniți. Am avut mai multe evenimente pe parcursul ultimilor luni împreună. Am încercat și v-am ajutat cu mai multe lucruri. Vă promit că o astfel de abordare va fi și în continuare. Stimați prieteni, permiteți-mi încă o dată să vă felicit cu prilejul a 25 de ani de la formarea Orchestrei Prezidențiale. Președintele Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese considerabile obținute la concursurile internaționale și contribuții la desfășurarea acțiunilor protocolare, Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova i s-a conferit titlul onorific Colectiv Artistic Emerit. Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu
contribuție la desfășurarea acțiunilor protocolare și înaltă maestrie profesională s-au conferit. Ordinul Credință Patriei, clasa 3-a, domnului Manciu Alexei, locotenent colonel în rezervă. Medalia Meritului Militar, domnului Silță Gheorghe, capitan în rezervă. Titlu onorific, maestru în artă, domnului Zadic Oleg, major. Pentru serviciu militar ireproșabil, merit în domeniul artei muzicale, contribuție la educarea patriotică a tinerii generații, precum și cu prilejul aniversării a 25-a a fondării Orchestrii Prezidențiale a Republicii Moldova, s-a conferit diploma de onoare a președintelui Republicii Moldova. Următorilor: Barbă Nouă Marina, artistă vocalistă. Manciu Elena, artistă instrumentistă. Pavel Nicolae, colonel în rezervă. Constantin, colonel în rezervă. Gregoi Petru, major în rezervă. Capitan în rezervă. Junco Alexandru, capitan. Melnik Sergiu, locotenent. Marin, plutonier. Marek Irina, plutonier. Петренко Леонид, плутоньер на резерву. Казак Раду, сержант.